ziua, elevi! Mă numesc Aliona Lacușnean și vă invit la o lecție virtuală de matematică. Știu că sunteți elevi curioși și nerăbdători de a afla lucruri noi. Astăzi la lecție vom învăța cum se înmulțesc numerele ce se termină cu zerouri. Pentru început, vă îndemn să fiți isteți și să descoperiți numărul ce ascunde semnul întrebării. Vom începe cu pălăriile roz. Fiți atenți! Suma a trei termeni este 60, deci 60 împărțit la 3 este 20. În concluzie, pălăria roz ascunde numărul 20. Continuăm. Dacă pălăria roz ascunde numărul 20, ce număr se poate ascunde sub pălăria galbenă? Pentru început, să calculăm cât reprezintă două pălării galbene. Adevărat, copii, dacă scădem din suma 30, 20, obținem 10, ceea ce reprezintă valoarea celor doi termeni egali, ce se ascund sub acele două pălării galbene. 10 împărțit la 2, obținem 5. Sub pălăria galbenă se ascunde numărul 5. Sunt sigură că v-a reușit. Să procedem spre următorul exercițiu. Fiți atenți, de data aceasta avem o operație de scădere. Cunoaștem deja descăzutul și diferența. Ne rămâne să descoperim scăzătorul. Calculăm. 5 minus 3 egal cu 2. Ai observat că scăzătorul cuprinde două pălării maro, ce au valoarea 2, dar sub o pălărie maro. Ce număr se ascunde? Bravo, copii! 1. Am aflat ce număr se ascunde sub fiecare pălărie. Deci, am obținut următoarea expresie numerică. 1 plus 20 înmulțit la 5. Cu siguranță, ți-a reușit să calculezi și ai văzut că obținem 101. Ți-ai pus vreodată întrebarea de unde și cum au apărut pălăriile? Cine a pozat pentru prima dată în acest accesoriu minunat? Cine le-a început a confecționa și de ce? Aceste lucruri interesante le vei afla parcurgând lecția de astăzi și învățând cum se mulțesc numerele care se termină cu zerouri. Înainte de a învăța să realizăm înmulțiri, să ne amintim care sunt proprietățile înmulțirii. Vom stabili, cu ajutorul săgeților, corespondența dintre exercițiile propuse de invitații noștri și regulile deduse de aceste exerciții. Ce proprietate ne amintește aricică? Cu siguranță v-a reușit. Înmulțirea cu 1 nu schimbă numărul. Ce proprietate ne amintește albinuța? Bravo! Produsul cu un factor 0 este egal cu 0. Dar furnicuța? Cu siguranță vă reușește. Dacă schimbăm ordinea factorilor, produsul rămâne neschimbat. Iar bobocelul ce vrea să ne reamintească? Oricum am asociat factorii, produsul lor rămâne neschimbat. Bravo, copii! Să calculăm oral exerciții de înmulțire propuse în continuare, explicând fiecare etapă și utilizând proprietățile înmulțirii pe care le-am actualizat. Pentru a înmulți 7 cu 800, îl vom descompune pe 800 în factorii 8 și 100. Vom înmulți convenabil 7 cu 8, obținând 56. La rezultatul parțial îl înmulțim cu 100, deci vom obține 5600. Continuăm înmulțind 40 cu 60. Procedăm la fel, copii. Îl vom descompune pe 40 în produsul factorilor 4 și 10, iar pe 60 în produsul dintre 6 și 10. Vom înmulți convenabil 4 cu 6, obținând 24. Pe 24 îl vom înmulți cu 10, obținând 240, și apoi iarăși cu 10, obținând 2400. Dacă observați, de fapt putem înmulți pe 4 cu 6 și fără a mai efectua înmulțirile cu 10,
Putem alătura două zerouri în dreapta produsului, obținând 2400. Continuăm, copii. Următorul exercițiu de înmulțire, 500 mulțim cu 50. Îl vom descompune pe 500 în produsul factorilor 5 și 100, iar pe 50 în 5 și 10. Continuăm să mulțim convenabil. 5 înmulțit cu 5 obținem 25, iar la rezultatul parțial în dreapta lui adăugăm 3 zerouri. În exercițiul 900 înmulțit cu 300 procedăm întocmai, copii. 9 îl descompunem în produsul factorilor 9 și 100, 300 îl descompunem în produsul factorilor 3 și 100, înmulțim convenabil 9 cu 3 obținând 27, iar la dreapta produsului parțial adăugăm 4 zerouri, astfel obținând 270.000. Fiți atenți, copii! Pentru a înmulți numere ce se termină cu zerouri, procedăm astfel. Întâi înmulțim factorii, neglijând zerourile cu care se termină aceștia, apoi scriem zerourile neglijate la dreapta produsului obținut. Observați exercițiile pe care vi le propun în continuare. Le vom rezolva în coloniță. 320 înmulțit cu 3. Îl neglijăm pe 0, înmulțim 32 cu 3, obținând 96, apoi la produsul parțial 96 scriem un 0 în dreapta lui. Deci produsul lui 320 cu 3 este 960. Înmulțindu-l pe 52 cu 40, fiți atenți cum se va scrie acest exercițiu în coloniță, îl neglijăm pe 0, îl înmulțim pe 52 cu 4, obținând 208, apoi în dreapta produsului obținut adăugăm un 0. Deci, produsul dintre 52 și 40 este 2080. În următorul exercițiu, 710 înmulțit cu 50, neglijăm zerourile, copii, înmulțim 71 cu 5, obținem 355 și la dreapta produsului parțial adăugăm 2 zerouri, obținând 35.500. Vă propun câteva exerciții pe care le-am rezolvat. Vă rog să stabiliți care este legătura dintre exercițiile din fiecare pereche. 123 mulțit cu 4 egal 492. Iar 123 mulțit cu 40 egal 4920. Copii, atenție! Fiindcă unul din factori se mărește de 10 ori, atunci și produsul este de 10 ori mai mare. Ca să-mi fie mai ușor, am înmulțit neglijând zeroul și l-am scris în dreapta produsului parțial. Continuăm. 234 mulțit cu 2 este egal cu 468. 2340 mulțit cu 2 obținem 4680. Ați observat că și aici am omis mai întâi zeroul, apoi în dreapta produsului parțial am adăugat acest zero, obținând 4680. În următorul exercițiu, 37 mulțit cu 5, procedăm același lucru, 185, iar 370 mulțit cu 50, neglijăm zerourile, așa obținem 185, în dreapta lui adăugăm acele două zerouri, produsul fiind 18.500. Pentru că ați fost atenți și ați înțeles cum se înmulțesc numerele care se termină cu zerouri, vreau să vă spun o curiozitate. Primele dovezi despre existența copărământului numit pălărie au fost descoperite încă din neolitic, în desenele rupestre din peșteri. Dar cea mai veche imagine în care apare o pălărie este un tablou din Teba, Egipt, a unui om care poartă o pălărie de paie. Vă propun în continuare să rezolvăm câteva exerciții cu mai multe operații. Mai întâi de toate, numerotăm ordinea operațiilor. Ce operații vom realiza mai întâi?
Bravo, copii! Prima înmulțire, apoi a doua înmulțire, iar a treia operație va fi operația de scădere. Să începem calculul. Prima operație, 50 înmulțit cu 200. Înmulțim 5 cu 2, obținem 10, în dreapta produsului parțial adăugăm 3 zerouri, obținând 10.000. A doua operație, 20 înmulțit cu 500, 2 înmulțit cu 5 egal cu 10, iar în dreapta produsului parțial adăugăm cele 3 zerouri, obținând 10.000. Și a treia operație avem de scădere, 10.000 minus 10.000 egal cu 0. Deci rezultatul exercițiului nostru egal cu 0. Știai că în timpul evului mediu pălăriile erau considerate un accesoriu destinat exclusiv membrelor de rang înalt ai societății, fiind confecționate din diferite forme, conice, pătrate sau cu onduleuri. Să continuăm, copii, să rezolvăm următorul exercițiu. Deci, prima operație va fi operația de adunare din prima paranteză. A doua operație va fi adunarea din a doua paranteză, iar a treia operație, operația de înmulțire. Deci, 36 plus 24 este egal cu, siguranță va reuși, 60. 360 plus 240 este egal cu 600. Și a treia operație avem de înmulțire, 60 înmulțit cu 600. Sper că vă mai reamintiți cum se face înmulțirea. Înmulțim mai întâi 6 cu 6, obținem 36 și la dreapta produsului parțial adăugăm cele 3 zerouri, obținând 36.000. Deci, rezultatul exercițiului este 36.000. Pentru că ți-a reușit cu succes să rezolvi aceste exerciții, fiind și eu cu o curiozitate. Știai că, cu toate că în cele mai vechi timpuri femeile și-au acoperit capul cu voaluri, baticuri, glugi sau bonete, abia în secolul XVI au apărut primele pălării destinate femeilor, care au împrumutat, în general, modelul celor purtate de nobilii de la curțile regale. Abia în cursul secolului XVII, pălăriile de damă au început să aibă un stil propriu, fără a mai fi influențate de moda masculină. În continuare, copii, vă propun să rezolvăm o problemă. Pentru o sănătate bună, un adult trebuie să facă zilnic cel puțin 6.000 de pași. Câți pași trebuie să facă într-o lună? Găsește toate variantele posibile de răspuns. Haideți să începem să facem schema. Câți pași trebuie să facă un adult pe zi cel puțin? Corect, copii! Un adult timp de o zi trebuie să facă 6.000 de pași. Câte zile sunt într-o lună? Adevărat, o lună poate avea cel mult 31 de zile. Deci, cum vom proceda ca să aflăm câți pași face un adult timp de 31 de zile? Pentru aceasta, vom înmulți 31 cu 6.000. Pentru a realiza această înmulțire, procedăm întocmai. 31 mulțim cu 6, obținând 186, apoi în dreapta rezultatului parțial mai adăugăm 3 zerouri. Deci, un adult timp de 31 de zile va face 186.000 de pași. Câte zile mai poate avea o lună, copii? Bravo! 30 de zile! Deci, 30 înmulțim cu 6.000. Vom înmulți 3 cu 6, obținând 18, iar în dreapta rezultatului parțial adăugăm cele 4 zerouri. Deci, un adult timp de 30 de zile va face 180.000 de pași. Oare câte zile are a doua lună a anului? Bravo, copii! Luna februarie în anul bisect are 29 de zile.
Pentru a afla câți pași face omul în luna februarie cu 29 de zile, vom înmulți 29 cu 6.000, astfel obținând 174.000 de pași. Câte zile mai poate avea luna februarie? Bravo! 28 de zile! Deci, pentru a afla câți pași face omul timp de 28 de zile, înmulțim 28 cu 6.000. 28 înmulțit cu 6, apoi adăugăm cele două zerouri la sfârșit. Astfel obținem 168.000 de pași. Deci, copii, un adult timp de o lună poate face 186.000 de pași dacă luna are 31 de zile, 180 de pași dacă e vorba de luna aprilie, iunie, septembrie sau noiembrie și 174.000 de pași sau 168.000 de pași în luna februarie. Știai că Regina Marii Britanii deține cea mai mare colecție de pălării din lume? Peste 5.000 de pălării! Dragi copii, vă propun să descoperiți lumea minunată a pălăriilor împreună cu părinții și colegii. Mă bucur că v-am fost ghid la această lecție. Succes, dragi copii! Pe curând!